arde, uite cum arde, dăm semnale cu fum să ne vezi de departe. Îl mai știți pe psihopatul de Felipe, cel despre care a făcut LOSPA atâtea videoclipuri în ultimul an? Dacă nu-l știți, vă zic pe scurt, este un psihopat care amenință fete pe internet, amenință chiar și băieți, își face zeci de conturi, nu știu ce vrea să rezolve o chestie asta, o încerca să fie cel mai mare simp, în orice caz tipul este un obsedat sexual. Vă recomand clipurile LOSPA făcute despre el, sunt destul de lungi, dar foarte captivante. Revenind la oile noastre, de ceva timp n-am mai auzit nimic de el, însă se pare că a început să-mi facă spam prin comentarii și să apară pe live-uri cu diferite conturi false făcute de el, cu diferite identități false, spunând: bă, sunt un fan, o fană de-a lui, nu este adevărat ce a zis LOSPA, efectiv nu știu ce voia să demonstreze. Și acum pe fiecare live îmi dă o tonă de dislike-uri, chiar mă deranjează, chiar îmi boostează clipurile, ca să zic așa, și mai nou face spam prin fiecare videoclip cu câte un diss track făcut de el. Diss track care, îl mai știți pe Toxi? Toxi ăla chiar știa să facă un diss track. Ăsta face playback și pe ăla îl face ca dracu. Hai să vă arăt ce clipul face el. Arde, uite cum arde, dăm semnale cu fum să ne vezi de departe. Trag să ajung unde tu n-ajungi, dați-mi brăcălțeni, băcați-mă în dungi, iau. Dați-mi brăcălțeni, băcați-mă în dungi. Dați-mi brăcălțeni, băcați-mă în dungi. Mai nou, aplică și o psihologie inversă. Face unor pe victima și zice că i-am dat eu strike-uri, că i-am șters eu din clipurile sale despre mine, deși n-am dat niciodată strike din bărui, nici măcar n-a stat să-l caut, adică atât de mult îmi pasă mie de el. Însă se pare că eu sunt destul de important dacă a ajuns tipul să-mi facă diferite cântece în onoarea mea, pe care le numește diss track-uri, care sunt de fapt niște playback-uri, care sunt vai de capul lor, de nici măcar nu știe să pronunțe cuvintele. Și așa în clipurile sale, puii mei, deci ca idee, omul ăsta are mai multe conturi fake decât FPS-uri pe NFS Underground. Întrebarea este, ce e de făcut acum cu acest personaj? Absolut nimic. Tot ce aveți de făcut este să-i dați bloc dacă încearcă să ia legătura cu voi și eventual dacă își face cont cu numele sau cu pozele voastre, orice platformă de asta de social media, dați report și se rezolvă. Oricum, mulți vreți un fel de rivalitate cu acesta. Bine, vom râde de el de nu mai putem. Tipul genul ăla, îți bași ceva în măsa și îți zice mersi. Bun, cam atât cu faza asta. Vreau să vă uitați la clipurile lui LOSPA dacă nu știți cine este acest psihopat. Și dacă cunoașteți pe cineva care a fost amenințat de acest nebun redus mental, să lăsați în comentarii și să-i spuneți victimei să ia legătura cu mine. Mai aflăm și noi chestii noi așa.